Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din seria mea de Minecraft Hardcore. Ei bine, băieți, da, n-am mai postat de mult un episod din Minecraft Hardcore, dar totuși uitați că ziua asta a venit și postăm astăzi un nou episod din seria mea de Minecraft Hardcore. Haideți să vă arăt cum am construit cea mai șmecheră casă cu acoperiș din Haybay. Și uite că mă vizitează cineva. Să înceapă episod. Și înainte să înceapă episodul propriu-zis, vreau să le mulțumesc membrilor canalului, pentru că susțin în felul ăsta munca mea, apreciez mult. Iar tu, dacă vrei să susții și tu munca mea, poți să o faci un like, e gratis. Ce faci, șmecherule? Care-i treaba cu tine? Ok, îmi dai chestii interesante, îmi dai, dar cred că mai degrabă aș avea nevoie de lead-urile astea de la tine, de aici, de la asta, de la lamele tale, că poate mai adun și eu ceva animale, poate un alta. Și tu n-ai cum să scapi, să știi. Da, băieți, cam așa arată construcția asta. Mie mi se pare că e și frumos și adevărul e că se cam potrivește cu biomul ăsta, cu valea asta super șmecheră. La acoperiș nu eram hotărât, dar am zis să fac ceva diferit. Adevărul e că
până acum, sincer să fiu, n-am construit niciodată o casă cu acoperiș de genul ăsta, cu acoperiș din hay bale. Mi se pare foarte, foarte interesant. Bineînțeles că la interior e goală, nu avem nimic super special la interior. În schimb, cred că va trebui să o mobilez cumva, trebuie să mai lucrăm la treaba asta cu mobilatul. Bineînțeles că partea de sus o să fie făcută cu slaburi, pentru că dacă aș pune alt bloc întreg, aș da cu capul. Și n-ar prea ar fi drăguț, sau să mă duc la nivelul ăsta oare cu tavanul și să-l fac, nu știu, din lână, de exemplu. Cred că ar fi interesant, m-aș ridica de fapt la geamuri să fie ciudat. Țică treaba, dar până la urmă e un pod, nu e ca și cum aș avea nevoie de atât de mult spațiu într-o casă dintre asta. Bun, asta e un turn care n-are nicio utilitate momentan, e doar un turn și văd că am uitat să mai pun garduri pe aici pe acolo și ar trebui să, asta e de interior, nu o să trebuiască, acolo trebuie să ajung. E un turn care n-are nicio utilitate și poate îi dăm noi o utilitate pe viitor. În momentul de față nu are utilitate. Aveam puțin lag cu shader-ul, nu știu care e treaba, ori n-am mai deschis eu harta asta de mult, ori PC-ul meu o ia razna puțin cu shader-ul ăsta, deși de multe ori nu s-a mai întâmplat de mult. În fine, nici nu prea contează foarte mult, trebuie să încerc să mă dezobișnuiesc să folosesc shader-ul pe episoade, câteodată arată bine, câteodată nu. Shader-ul consider eu că ar trebui să-l folosesc mai mult pentru cinematice, când construiesc să arate bine cinematicile și în general să fac și eu cum fac și ceilalți youtuberi, că majoritatea nu folosesc pe episod, îl folosesc pentru cinematice și mie mi se pare foarte interesant cum fac ei treaba asta și vreau să iau și eu exemplu de la ei. Cam așa arată chestia și fără shader, nu că ar arăta rău, mie mi se pare că arată super bine și de la distanță nu știu cum să vă arăt, că n-am fost în end, nu am elitra, e mai complicat puțin. Cam așa arată și de la distanță, mie mi se pare că ești o casă genială comparativ cu celelalte de acolo, chiar arată mai bine, zic eu. Acum rămâne de văzut dacă o să continuăm să facem genul ăsta de case. Eu cred că până la urmă o să rămână singura cu acoperiș de genul ăsta, dar nu singura cu model de genul ăsta, ideea în care i-am dat o formă destul de interesantă, nu e doar pătrată, nu e doar simplă, are o anumită formă cu ceva mici detalii. Aș putea adăuga și mai multe detalii, dar cred că deja sunt destul de multe și nici n-aș vrea să o încarc. Așa arată și pe partea din spate casa asta. Într-adevăr, v-am spus, nu am terminat-o, dar trebuie să mă mai gândesc cum vreau să fac lucrurile. Și turnul ăsta să-i dau și lui o utilitate, nu știu. Pur și simplu să rămân așa, să fac un clopot acolo, o chestie de genul ăsta, ar fi interesant chiar. Avem acolo apa, avem acolo sătucul pe care l-am început și arată ciudățel. Dacă asta mă întrebați pe mine, ar trebui să mai construiesc ceva căsuțe, dar pe parcurs ne mai ocupăm și de căsuțele astea, bineînțeles. Da, cam la nivelul ăsta sunt cu construcții. Voiam inițial să o fac acolo, casa asta mi se pare că și aici arată destul de bine și am și extins cumva zona, că va trebui să facem drumuri până la casa aia și arată bine cu muntele la în spate. Mi se pare foarte interesant, aștept și o părere sinceră de a voastră în secțiunea de comentarii, chiar mă ajută foarte mult și am uitat să mai înlocuiesc astea. Bine, sunt foarte multe lucruri de modificat pe seria asta. Nu știu câți dintre voi ați văzut și celelalte episoade, că majoritatea care ați venit acum noi ați venit de la Breaslă și nu știu dacă v-ați uitat și la episoadele mele vechi. Acum câteva luni, nu chiar vechi, așa de Minecraft Hardcore și ce am mai avut eu pe aici. Avem o bază frumos aici cu Hobbit Hall, o chestie. Am făcut aici un fel de căsuță pe care voiam să o fac eu cumva pentru, nu știu, să-mi pun un enchanting table și ceva chestii, nu știu, să fac armuri sau o chestie de genul ăsta aici și cam așa arată ea la interior. Da, cred că dacă vreți să vedeți celelalte chestii din episoade, vă puteți uita la episoadele trecute. Aici avem un drum pe care l-am construit când am adus văcuțele, pentru că pe muntele ăsta, ca să urci, e cale lungă și am zis să scurtez cumva și am făcut un tunel, că e sunt mulți, e complicată situația. Doamne, ce bine arată, chiar arată super bine. Hai să vedem, uite, dacă facem fov așa, uite ce mișto arată de la distanță, mi se pare foarte șmecheră. Chiar e o casă interesantă, n-am mai făcut combinația asta de culori până acum. Nu pot să spun că e cea mai bună combinație de culori, dar dacă aș fi folosit alt tip de lemn, cred că aș fi stricat puțin așa biomul ăsta, pentru că vreau să mențin la genul ăsta de lemn, biomul ăsta să-l țin cumva, nici nu știu cum să spun. Aici am zis că ce fac aici? Ok, ok, se combină cu camera asta de aici de desubt. Ok, casa asta am uitat, ok. În casa asta, e o casă secretă, ce am... Băieți, mă credeți că nu mai țin minte ce am făcut aici? Cred că am zis că am acoperit eu cu ceva, cred că am zis că fac un dulap ceva
Aici avem un fel de sobă, șemineu, ceva. A, și în casa asta nu putem intra decât pe... A, ba, da, uite, am ușa aici, parcă suntem buni. Ok, am ușă, cam așa arată casa completă și poți să intri pe aici. Și poți să, nu știu, fac ceva pe aici și un drum către portalul din Nether care se află fix aici. Și avem intrare și pe partea asta, doar că trebuie să facem drum. O grămadă de treabă este de făcut pe această minunată hartă și am prelăvrăgit o grămadă. Chiar și în partea asta, dacă nu mă înșel, am făcut o... Ok, o cameră de stocare. Asta trebuia să fie aici, o cameră de stocare pentru grâu ăsta, pentru că chiar am folosit destul de mult grâu la acel acoperiș acolo. Pe lângă chestia asta, n-am terminat nici baza la interior, arată cam așa, arată bine, n-am ce să zic. În partea asta, mina cu acces mai ușor și mina pe care am făcut-o prima oară și în direcția asta, dacă mergem noi frumos, bam, 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 ajungem la ferma de lână automată și ferma de lână, da, avem lână, avem lână, avem lână, mai stăm pe aici și adunăm o grămadă de lână. Cam despre asta e vorba. Adevărul e că pe lumea asta de hardcore pot să construiesc o grămadă de lucruri interesante și că ar trebui să mă mai ocup mai mult și mai des de harta asta minunată, pentru că uitându-mă la clădirea asta ce am construit-o, simt că pot să construiesc un oraș gigant aici între munți. Mamă, mamă, o să fie șmecher rău, șmecher, o să fie șmecher, nu șmecher orașul. Am construit și casa asta între timp, probabil ați văzut un scurt timelapse care arată ciudățel momentan, dar o să o facem să arate bine. În principiu vreau să mai construiesc una aici și cred că mai am trasate una mai sus, dar ca idee aș vrea să fac off-camera mai multe căsuțe dintre astea sau maxim vă arăt niște timelapse-uri cu căsuțele, pentru că o să dureze ceva să le construiesc și o să avem nevoie de foarte multe resurse. Dar cred că în episodul următor nu o să ne ocupăm de construcția chestii, nu știu, a unei clădiri neapărat. Cred că o să ne ocupăm foarte mult de partea cu armură, partea cu unelte, că stau cam prost cu armura, cu unelte și nu țineam minte, adică am doar 8 diamante, mi se pare super puțin, așa că ar trebui cumva să mă apuc să fac ceva în privința asta și să-mi las tot lemnul ăsta pe aici, că am muncit o grămadă la el și fără sticlă, totuși aș vrea să iau și la mine ceva lemn să am să fie. Astea le las pe aici, văd că mai am destul de multe. Ia, uite pe aici, sticlă avem aici, mâncare, suntem bine momentan. Și cred că e cazul să dăm o tură la minat, să vedem ce găsim, dacă mai găsim diamante, dacă mai găsim chestii interesante. În principiu, diamante, pentru diamante aș vrea să mă duc. Nu știu dacă am pus apă jos, sincer să fiu, că n-am mai jucat de mult pe harta asta. Cum ar fi să mă arunc și să nu fie apă jos și eu sunt pe hardcore? Ok, avem acolo, ok, zone. Fii atent că eu am explorat o parte din cave-ul ăsta, dar nu pe tot. Ok, cred că avem aici un warden și cred că am fost la el acolo jos și parcă țin minte l-am spawnat, nu mai rețin. Sincer să fiu, nu mai rețin dacă am reușit să-l rest... n-am pus apă. N-am pus apă și acolo jos. Stai să mai mergem mai jos? Deci am ajuns la nivelul ăsta și ce am făcut? Am creat un tunel în partea... am ajuns aici doar ca să iau obsidian, nu mai țineam minte, ok. Deci, teoretic, e mai sus puțin, mai sus mina și ar fi bine să mă apuc de minat. Că o să dureze ceva până o să mai găsesc diamante. Văd că am minat ceva, adică totuși nu mai țineam minte bine, dar văd că am făcut ceva tunele pe aici. Hai că e bine, băieți, e bine. Înseamnă că treaba merge strună. Oh,
după o lungă partidă de minat și explorat, în sfârșit am găsit ceva diamante. Stai să văd că le-am pus aici, am pus torțe unde am găsit diamante, cred că în zona asta, în fine, ca idee cam așa arată situația, mai avem de explorat în partea aia destul de mult, aici e cam despre asta e vorba. Bun, avem diamante, n-avem, foarte ne-am uitat că n-am nimic, practic le iau momentan așa, câte sunt aie, până mai facem rost de nivele, să mai enchantăm, până facem rost de foarte, nu o să mai dureze, sunt 5, eu n-aveam niciunul la mine, parcă nu, 9 diamante am luat din partea asta, ok, da, de fapt 4 cu 4 și cu unul de acolo, 9 diamante, mă vezi că e super top, ok, în partea asta nu mai am nimic 100%, mă uit să văd unde am mai pus torți în felul ăsta, să-mi dau seama dacă sunt diamante, uite aici ar trebui să mai fie diamante, ar trebui să o iau și mă duc încă o dată. Ok, uite că le văd acolo frumos. Da, băi, suntem pe drumul cel bun. În curând o să-mi fac și eu o armură de diamond și foarte, foarte tare chestia asta, pentru că chiar am așteptat destul de mult să fac rost de armură. Acum nu mai rețin exact la ce episod suntem cu seria asta, dar important e că am mai postat câte ceva din seria asta și o să mai mergem și la explora curând. În partea asta nu mai avem, uite, mai avem aici, cred că avem și pe celălalt rând, că parcă l-am pus și acolo o torță și cam astea, nu cred că am găsit mai multe, avem două aici și pe celălalt rând probabil încă pe atât sau unul, ceva de genul ăsta, nu mai rețin exact, dar cred că ceva de genul. Uite, totuși am găsit sau nu am găsit? Uite la pe tavan acolo, ok, bun. Perfect. Încă 2 și aici. Bun, cred că astea sunt toate. Cred că nu am găsit mai multe. Câte avem? 21. Câte mai avem acasă? Suntem pregătiți de o armură, băieți, totuși. Dar parcă aș face-o sau n-aș face-o, sincer să fiu. Nu mai am diamante, nu mai am, cam atât. În fine, am făcut aici niște chesturi, am pus niște apă, pentru că eu am fost laminat și am adunat tot felul de chestii. În principiu, astea mai importante, restul le las pe aici prin chesturi. Uite așa, asta rămân cu mine și cam atât. Am pus alea strict ca să adun pietrele cele sape aici. E cam întuneric afară și cred că ar trebui să fim aici la adăpost. Diamantele și pickaxe-ul ăla sunt pentru voi, pentru ăștia care ați rămas până la minutul ăsta. Și nu uitați să scrieți în secțiune de comentarii, diamantele îți viața mea. Da, știu, ciudat. Ciudat, da, într-adevăr. Mulțumesc că ați rămas până la minutul ăsta. În episodul următor o să facem armura și poate mergem și după niște netherite, că am fi cazul să evoluăm și noi puțin pe seria asta, că de ce nu, chiar avem nevoie să mai evoluăm puțin. Bun, băieți, mulțumesc că ați rămas până la minutul ăsta. Mulțumesc membrilor canalului. Mulțumesc abonaților activi și celor care susțin canalul din umbră cu un like. Apreciez mult. Cam atât. Eu am fost Ciobi și v-am țucat. Pa!